Don't like you, she likes everyone. Fingers number five. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your. Bună tuturor! Eu sunt Janina și sunt un doctor în științe infermeristice. Sunt creatoarea dietei Janina și de astăzi o să începem o serie de lecții în ceea ce privește mâncarea sănătoasă, în ceea ce privește o viață mai sănătoasă, în ceea ce privește slăbitul. Și o să încep cu primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să luați zahărul alb. Vă duceți acolo în bucătărie, deschideți dulapul, luați zahărul alb și îl aruncați. Toate produsele rafinate, super rafinate, cum e făina albă, cum e zahărul alb, nu ajută nici la sănătate, nu ajută nici la slăbit, pentru că, din contră, ajută colesterolul, ajută arterele să fie și mai pline de plache aterosclerotice. Deci, produsele rafinate trebuie îndepărtate în primul și în primul rând când începeți o dietă. Cineva mi-a spus că dieta trebuie să fie ca atunci când te lași de fumat să fie treptată. Nu. Voi închipuiți-vă cineva care este dependent de droguri sau de alcool, când îi se face dezintoxicarea, bineînțeles, îi se dă mici doze de medicamente pentru a avea chestia de a elimina toxinele. În ceea ce privește fumatul trebuie întrerupt imediat, în ceea ce mă privește, pentru că eu am de două ori n-am mai vrut să fumez și singura chestie care m-a ajutat foarte mult este aia. Eu din momentul ăsta nu mai fumez și din momentul ăla n-am mai fumat, pentru că consider că în momentul în care încep să zici hai că reduc la 5, la 10, e un moment din ziua ta în care ești mai supărat și bagi nene acolo fără număr țigări și o iei iar de la capăt. Deci consider că și în dietă trebuie eliminate chestiile de o zi pe alta. Adică încep o viață sănătoasă, o educație alimentară sănătoasă și mai ales care e legată de slăbit. Trebuie să elimini imediat zahărul alb, pentru că avem hai să vă spun așa, celule cerebrale se hrănesc cu carbohidrați. Carbohidrații sunt de două tipuri, simpli și complexi. Creierul nostru are nevoie de aia simpli, deci fructe nene, și de aceea trebuie să mâncăm fructe. Trebuie să mâncăm legume, sunt chestiile care natura ni le-a dat, natura ni le-a oferit cadou de când lumea și lumea. Deci noi trebuie să mâncăm acele alimente, pentru că sunt baza creației noastre, baza organismului nostru. Noi suntem făcuți pentru legume și fructe. Pe lângă asta trebuie, deci cum v-am spus, eliminăm zahărul, că nu-i să zici că aolo, nu mai am zahăr în corp. Nu. Zahărul se găsește și în fructe și în alte alimente. Nu e necesar să mănânci zahăr alb. Deci, în primul rând, se elimină zahărul alb. În al doilea rând, uleiul în prăjeală, adică prăjeala în general. Când facem mâncare, trebuie să eliminăm, chiar și dacă nu suntem la o dietă, pentru oricine trebuie eliminat uleiul din care noi prăjim, punem, facem. Știu că este mult mai bun, dar nu este sănătos. Uleiul, în general, este un aliment sănătos, mai ales ăla de măsline, cocos și așa mai departe, dar consumat în cantități industriale face rău și ăla. Și mai ales consumat fript, pentru că uleiurile au niște puncte de grade la care, cu o anumită temperatură, au punctul ăla de ardere și în momentul în care arde și trece peste temperatura aia de prăjeală, nu mai este bun, nu mai este sănătos, din contră, a fost demonstrat că aduce la cancer. Deci, al doilea lucru care trebuie să-l eliminăm, nu mai punem ulei în mâncare. Îl punem crud în farfurie. Asta înseamnă că după ce am luat mâncarea de pe foc, că este gata,
o punem în farfurie și deasupra turnăm ulei crud. E de preferat uleiul de măsline, extra vergine, pentru că este foarte sănătos, dar orice fel de ulei este ok. O altă chestie foarte, foarte importantă este apa. Știu că multe persoane au noi senzația de sete, o avem de la ipotalam. Și în momentul în care noi am învățat ipotalamul nostru să bea foarte puțin, să nu mai fie așa antrenat, ca să spunem așa, noi senzația de sete nu avem aproape niciodată decât foarte rar. Se întâmplă asta foarte mult la bătrânei. De aia trebuie să stimulăm ipotalamul, să stimulăm stimulăm creierul nostru în a bea. Ce se întâmplă? Prima jumătate de litru de apă niciodată nu reușim să îl bem cu greu, ne vine să și vomităm, mai ales că este recomandat să bei apă plată. După prima jumătate de litru de apă se întâmplă minunea, începem să ne fie și mai sete, și ne începem și bem. Se întâmplă asta pentru că corpul nostru vede că îi dai benzină, îi dai hrană sănătoasă. Celulele se nutresc de apă, de oxigen, deci au nevoie de apă. Și foarte importantă, apa este împotriva celulitei. Oxigenul care se găsește în apă, de aia trebuie băut apă plată și nu apă minerală, pentru că în apa minerală avem și anidridă carbonică, care nu ajută oxigenul să penetreze în celulă atât de bine. Deci apa trebuie să fie plată ca să fie total plină de oxigen. Particula de oxigen ajunge la celulă și intră și o face să nască din nou, să prindă energie, să se miște din nou. De aia trebuie apă plată pentru a activa celulele alea care sunt sub straturile de grăsime și de celulită. Pentru astăzi este de ajuns lecția numărul 1. Ne vedem la următoarea lecție și sper că videoul v-a fost de ajutor. Ne vedem la următoarea lecție.